Fero, iubim apa. Găsit la o nouă ediție Cine ești tu? Astăm de vorbă cu Mihai Ghircoiaș, muzicolog, profesor și pianist. Bine v-am găsit și mulțumim că ați acceptat invitația noastră. Vă mulțumesc pentru invitație. Spuneți-mi, cum e corect, Ghircoiaș sau Ghircoiașu? Pentru că am găsit ambele variante pe Google. Da, este Ghircoiaș, este numele tuturor rudelor noastre, a strămoșilor. Excepția a venit în anii 60, când tatăl meu și fratele dânsului, matematician, au hotărât să semneze Ghircoiașu, dar numai ca semnătură de autor. Și așadar am rămas fără a avea probleme cu toate bazele de date foarte actualizate astăzi, am rămas să fiu până la sfârșit Mihai Ghircoiaș. Sunteți fiul celebrului muzicolog și pianist Romeo Ghircoiaș. Cum era tatăl dumneavoastră? Ei, a fost un om deosebit ca generație formată în interbelic, în perioada interbelică, într-adevăr o mare perioadă a istoriei noastre culturale, idealizată, dar într-adevăr foarte consistentă, cu o școală extraordinară, făcută cu mari profesori, apoi chiar ca purtare. De școală, purtare și manifestare în toate se observa. Cum se purta cu dumneavoastră? Da. Era firesc, a fost în același timp un tată, adevărat, dar și un profesor. Pot să spun că pot să fac asemenea diferență între tatăl și profesorul Romeo. Și cum era tatăl? Tatăl era foarte sigur foarte elegant și chiar puțin distant, dar în același timp discret. Pot spune ca o amănunt că de multe ori, în loc să ca astăzi un shake hand, dădea mâna cu mine, dar sigur că ar mi-a rămas în același timp ca un profesor și un tată adevărat, sigur, n-am cuvinte să-l caracterizez ca generozitate și ca echilibru. V-a predat lecții de pian? Am început pianul cu dânsul, dar sigur, cum știu toți tinerii, e foarte greu de început cu părinții, poate un an de zile, apoi am continuat cu o profesoară formată la școala lui Alfred Cortot, Gabriela Țereanu, de o distincție deosebită, ca apoi să continui cu Alfred Metzger, care încă trăiește, cu bucurie l-am auzit în lunile trecute la telefon, și cu doamna regretată, plecată dintre noi recent, Prada Ileana Ianchi. Dar totuși primele lecții le-ați luat de la tatăl dumneavoastră. El a pus bazele? Puțin, sigur că da, atmosfera din casă, cu toate audițiile respective la începuturile audio, cu asemenea aparate de atunci, cu... Dar ce instrumente aveați în casă? Păi sigur că aveam un pian Förster de pe vremea, sigur, interbelică, apoi din anii 70 un clavecin păstrat de la marele clavecinist Kurt Mild, care s-a repatriat, a plecat în Germania și a rămas în casa noastră un clavecin Neupert de o rară frumusețe, ca apoi să mai achiziționăm o pianină tot Förster. Mai aveți frați, surori? Am o soră mai mică cu 2 ani, este
cântăreaț, este solistă, este soprană, cu o școală foarte bună făcută la Cluj și în particular cu, ca o mențiune deosebită, cu marea noastră soprană, Valentina Crețoiu. Și dacă vă gândiți la tinerețea dumneavoastră, ce ne puteți povesti, ce vă amintiți? Cum era tânărul Mihai Ghircoiaș? Ce să spun? Sigur că virtutea atmosferei familiare eram pasionat de muzică, de anume sporturi, poate not, poate tenis. Îmi plăcea, sigur, ca orice copil, în asemenea, epoci absolut obișnuite cu joaca afară, cu joaca fotbalul printre în casă, pentru că am avut, sigur, bucuria să stau la casa părintească, care datează de la 1885 și unde familia, bunicul, s-a mutat în 1928, deci n-am cunoscut viața la bloc, pot să mi-o imaginez. Și într-adevăr a fost sigur, o bucurie întreagă să pot să mă bucur de toate cele pe care copiii de astăzi poate nu le au, gândindu-ne la toate manifestările de astăzi, într-adevăr ireale în copilăria unora dintre copiii de astăzi. Este... Care erau jocurile copilăriei atunci? Păi, bineînțeles, tata afară până la înserat, cu obișnuitele rugăminți ale părinților de a reveni în casă, cu minimum de consum alimentar, celebra pâine cu unt sau cu untură. Pentru că vă fura joaca. Da, bineînțeles, joaca și, bineînțeles, printre altele, și acasă, studiu la pian, pentru că, într-adevăr, fără un studiu zilnic, nu este de conceput o scurtă sau mai lungă carieră muzicală. Dar vă obliga tata să studiați zilnic sau o făceați din plăcere? Apoi, să știți că aceste... Poate obligat e mult spus, vă îndemna... Sugestii de a studia sunt și obligate și frumos sugerate. În principiu, niciun copil nu stă de plăcere. Foarte puțin copii am cunoscut care să studieze de plăcere. În general, sunt obligați, mai mult sau mai puțin, cu anumite metode, să stea lângă un instrument cel puțin 2 ore pe zi. Chiar și cei care au darul acesta au născut și sunt considerați genii de mici? Da. Încă trebuie să ne recunoaștem că cei care, ce înseamnă talent de fapt, ușurința de a lucra, dar cei mai mari interpreți, muzicieni, performeri în orice domeniu, au fost mari talente, dar pe de altă parte au lucrat cel mai mult, au muncit cel mai mult. Este aproape un paradox să spui că ești din calea afară de talentat și să nu muncești, să nu lucrezi. Deci cei mai mari interpreți au fost talente extraordinare și au lucrat cel mai mult. Au muncit cel mai mult. Este un adevăr destul de evident, dar foarte puțin cunoscut. Fără muncă se risipește talentul? Dar nu există a aplica ceea ce, sigur, cu talanții primiți să-i poți înmulți. Nu există. Este, în orice domeniu se pot da exemple, poate și la pianistică, în pian, la în arta pianistică. Un singur mare pianist, Arthur Rubinstein, care a trăit 96 ani, a recunoscut că nu a studiat niciodată mai mult de 4 ore pe zi. Și e o excepție. Este o excepție unică. Vă amintiți când a fost primul dumneavoastră recital de pian? Am făcut bine pianul cu profesorii amintiți. Am avut 2 momente la sărbările liceului George Bariță, pe care l-am absolvit în 1976, cu piese simpatice și destul de avansate, ca apoi, sigur, să rămân cu studiul compoziției pe care am făcut-o la Academia de Muzică, Conservator de Muzică, cu
profesorii Eduard Terenis și Cornel Țăranu. Pianistica mi-a rămas, pianul a rămas cel mai drag instrument al meu și sigur că cei mai mari, cum am concluzionat într-o bună zi recent, cei mai mari pianiști, cei mai mari compozitori au fost mari pianiști. Dar o compoziție, o viziune compozitivă nu se poate imagina fără pian. Ați mai studiat și un alt instrument? Nu numai pianul, este numai pianul, am studiat numai pianul pentru că consider, spunându-se așa că este regele instrumentelor, sigur că aproape că e de ajuns și am rămas să-l iubesc până la sfârșit, ca idee și ca tradiție. În tinerețe, când v-a plăcut de o fată, când ați iubit pe cineva, ați încercat să o impresionați cu un recital la pian, i-ați cântat? Eventual, țin minte niște momente, poate de la majorat, când am organizat, am primit prima posibilitate de a face o petrecere, pentru că nu era chiar așa o modă, o tradiție să faci petreceri și la fiecare dată. Dar de majorat se țineau petreceri da, dar de majorat, am ținut și eu de majorat, țin minte, frumos cum am cu colegii de clasă, cu toți și bineînțeles că am și cântat la pian anumite din acele la modă contemporane piese care circulau în acea vreme, fiecare epocă are șlagărele ei, care sigur că le cunoșteam și încă și astăzi le mai pot reproduce. Dați-ne un exemplu sau două. Ce să zic, marea temă a filmului Love Story lansat în 1972 sau cine știe, poate sigur cunoscuta Bagatelă, cum se numește adevărat, Für Elise de Beethoven, despre care s-a aflat recent că a fost dedicată Elisei, de-abia recent s-a aflat cine a fost Eliza. Sau, cine știe, poate Balada pentru Adelina de Olivier Dussin, interpretată genial de Kleiderman, de Richard Kleiderman, și poate, sigur, frumoasa parte a sonatei Lunii de Beethoven, despre care am aflat iarăși că a fost numit așa de-abia la 10 ani după moartea lui Beethoven, sonata Lunii, partea întâi, bineînțeles. Și majoratul atunci s-a ținut acasă la dumneavoastră? Da, acasă, sigur, cu foarte destul de mulți colegi, erau și, bineînțeles, și dragii părinți acasă. A fost o amintire frumoasă și am mai continuat câteva petreceri, dar nu erau chiar așa obișnuite, pentru că țin minte cu ai mei copii, n-am ratat niciun an fără, de la un an până la 20, să spunem, am ratat niciun an fără o petrecere. Deci ați dat o petrecere în fiecare an? În fiecare an, fără excepție, după cum sună moda de astăzi. Și cântați la aceste petreceri? Bine, împreună cu familia, toți, sigur, avem asemenea pasiuni și înclinații, fiecare cu ale lui pasiuni. Sigur că cântăm, dar e vorba de o plăcere de a ne întâlni și de a mai... Doar de a fi împreună. De a fi împreună, de a petrece. Cum se spune mai demult, se spunea nu de distracție, ci de petrecere. Era o formulă destul de frumoasă în a petrece timpul liber. Credeți că tinerii din ziua de azi se mai știu distra cu adevărat? Nu știu, sigur că a evoluat un pic în toate domeniile, a evoluat viața noastră în toate aspectele. Este ceva ireal dacă dăm filmul înapoi și parcurge anumite etape ale fiecarei existențe. Este teribil, n-ai cum să pretinzi a exista o anumită petrecere a timpului liber comparat din anii 60 până în astăzi. Pentru ei, bineînțeles că, așa cum observăm în curând, festivalele mari și alte modalități sunt modele totale de
de distracție și de, hai să spunem, petrecere. Petrec și ei timpul, nu e problemă, nu e problemă. În felul lor, fiecare generație spun a nu se confunda generațiile și istoria nu se poate repeta. Dar dumneavoastră ați mers la vreun festival, măcar de curiozitate, să vedeți cum e lumea tinerilor de astăzi? Da, sigur că am fost. Nu, eu accept orice, analizez, gândesc, încerc poate să aflu și sub toate aspectele, și componistic, și academic, și amatoricesc, și, să spunem, sociologic, cum evoluează toate gusturile și toate muzicile și, bineînțeles, comercialul nu-și poate nega importanța, este teribilă importanța și a comercialului pentru formarea gustului generațiilor de astăzi. Dar dacă ar fi să o spuneți direct, comercialul nu înseamnă muzică? Nu este chiar muzică, este totuși o propunere, este ca un ambalaj, orice mare artă din cele 7 arte și au totuși ale lor consistente, produse și tradiții. Nu se pot nega. Așa că în orice există, în orice artă există anumite feluri de a o face. Și totuși muzica comercială prezentă astăzi este totuși, față de marea muzică, este totuși lipsită de consistență, poate un fel de ambalaj foarte frumos, dar care nu ai ce să-i faci, poate poți să-i spui cum există marea tradiție muzicală, o muzică ambientală, o muzică de acompaniament a existenței unuia sau altuia. Deci există și această teorie, se pot pune pe hârtie anume asemenea teorii stilistice. Dar dumneavoastră, ce muzică ascultați în mașină, de exemplu? Vi se întâmplă și să fredonați o melodie auzită la radio? Da, ascult în principiu, sigur, de plăcere, ascult muzică mai retro, pentru că mi-aduc aminte și este o zonă de melodicitate care este absolut plăcută, după cum a evoluat și muzica aceasta, să spunem, pop-rock, poate jazz, sigur că da, cu mare drag, poate musicaluri, poate, dar sigur că muzica clasică, tradiția mare musicitație presupune oarecare atenție în a o asculta și atunci e o nevoie de o atmosferă, poate chiar familiară, pentru a asculta o muzică de mare tradiție clasică. Chiar asta vreau să vă întreb, necesită un loc anume, o anumită stare. Da. Chiar și acasă se spune că a asculta o muzică e cer anumită atitudine, o atenție, o sigur, o liniște, poate cu ochii închiși, dar ideal e să asculți muzica totuși în sala de concert. Este ideal a asculta pe viu, live, cum se spune. În orice situație, desigur, se poate asculta, dar anumite muzici cer anumite atitudini ca să le asculți. Nu mi-ați menționat-o până acum pe mama dumneavoastră. A avut și dânsa o latură artistică? Ați moștenit ceva de la dânsa? Avea o voce foarte frumoasă, este încă în viață, împlinește în curând 90 de ani. Să vă trăiască. Și mulțumesc. Și avea o voce foarte frumoasă, ea a fost biochimistă, deci formație științifică, dar este sigur că a avut o dedicație totală pentru tatăl meu, sigur și pentru noi ca muzicieni, așa că a fost absolut informată și dedicată în ce privește profesiunile noastre, care sigur că sunt totuși frumoase, vorba unui mare muzicolog de la București, prieten cu tatăl meu, ca maximă, ca vorbă, e cel mai frumos. Și ce frumos este să faci muzică. Mama dumneavoastră cânta doar în casă sau dădea și concert? Nu, este, avea o voce frumoasă, putea reproduce anumite pasaje, era foarte informată în ce privea
pregătirea surorii mele ca soprană și era sigur că avea o cultură primită cu timpul, cum primim toți până la sfârșitul vieții, o primim și o acumulăm și o sintetizăm și o asimilăm cultura, marea cultură europeană de care nu ne putem debarasa, nu ne putem despărți. Dumneavoastră sunteți clujan jet pe jet. Da. Ați locuit și în altă parte vreo nu, perioadă? Nu, mai în Cluj. Sunt ardelean, mama este de origine din Moldova, deci pot să spun că sunt pe jumătate moldovean, dar și cunosc fenomenul și structura și purtarea moldovenilor, mai ales datorită și bunicii mele, care a trăit în ultimii 15 ani cu noi la Cluj și atunci chiar i-am reținut toate expresiile aproape pierdute din argoul moldovenesc. Dați-ne și nouă câteva exemple. Ei, asta este, asta este o, sigur că vine în context, de exemplu, sigur, când te plimbi prin casă așa cu pași mărunți, fără rost, și bădădâi, mă, și bădădâi. E o vorbă care e foarte greu de ieri, poate și niște regionalisme, care sigur s-au păstrat și eu le-am păstrat când țin legătura cu fratele mamei și cu alții din Moldova, să spunem că le reamintesc și ei să amuze, pentru că din toată zona și familiei, cam eu le pot reproduce. A adus bunica și ceva tradiție sau obicei pe care îl respecta cu strictețe? Nu, 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 decât felul de a fi, foarte harnică și a trăit și ea peste 90 de ani și a fost o amintire a copilăriei mele acolo, 10 veri la rând am petrecut în Moldova, aproape înseamnă o amintire a copilăriei modeste și cu condițiile de atunci, care aproape că nu mai există astăzi, ar trebui plătite, achiziționate și aranjate ca să le obții în ziua de azi. La ce condiții vă referiți mai exact, concret? Păi asemenea case părintești, buni, ale bunicii, sigur, ale rudelor, cu foarte simple, fără curent electric, cu un singur radio și cu o zonă de jucat fotbal și cu toate animalele de acolo, cu toată atmosfera modestă și fără de care se vede că am trăit cu asemenea condiții foarte bine și a fost, au rămas niște condiții care nu se pot reproduce astăzi. E foarte interesant ce spuneți. Deci n-au avut niciodată curent electric, au folosit lumânări? Au avut ulterior, dar în anii 60 nu aveau. Când am fost în copilărie, să spun așa, când am ajuns să petrec acolo verile, cam două luni pe vară, și a fost o amintire a ceea ce înseamnă copilăria unui adevărat copil la începutul vieții, primii, să spunem, 15 ani. Dacă ar fi să vă întoarceți în timp și să vă întâlniți cu cel care ați fost la 20 de ani, ce i-ați spune? Ce sfat i-ați da? E cam greu asemenea întoarcere în timp. Sunt, într-adevăr, pasionante. M-am gândit de multe ori la asemenea salturi în timp. Sigur că e foarte greu de spus. Poate a nu pierde timpul, a nu irosi timpul, cum cred copiii și tinerii că îl pot avea la nesfârșit și nici nu îl pot măsura, nu se poate măsura, nici prevedea o anume viață, un anume destin, poate a profita cât mai mult de fiecare moment. Dar totuși există o vârstă frumoasă când fiecare om își simte cu adevărat viața, să spunem așa, împlinită, și chiar și la, să spunem, în jur de 60 de ani, multă lume am întâlnit care spuneau la o vârstă de 60 de ani se simt perfect, sănătoși și înțelepți, ceea ce la 20 de ani este mai rar.
Dar ați trăit din plin tinerețea. Da, bineînțeles, ca orice. Am parcurs fiecare etapă. Probabil dacă le-aș pune, le-aș conștientiza, le-aș conștientiza, le-aș pune pe hârtie, sigur că ar fi să fie o evaluare a fiecarei vârste. Dar important e să, dacă se poate, vorba, o vorbă frumoasă, să îmbătrânești frumos. Și cum a fost și rolul de părinte? A fost o experiență, mai ales că... La ce vârstă au venit copiii? Ce vârstă? La 38, 40. Fetița Ilinca la 38, Andrei Nicolae la 40 și o cu o vârstă, hai să spunem, potrivită pentru un, un bărbat, să spunem, nu-i chiar târzie, mai ales că am conștientizat, urmărind împlinirea rolului de părinte, că dintre toate primatele, omul, ca masculul om, are grijă de copii. Deci, dintre toate, așa, singurul masculul om are grijă de copii. Deci este ceva extraordinar să urmărești și să-i conștientizezi la fiecare vârstă, să încerci să le ții la fiecare vârstă și apoi să tragi câteva concluzii la sfârșit, dacă cumva ai făcut bine sau nu. Este într-adevăr o meserie care se învață. Cea mai grea meserie? Păi... Este o meserie, mai ales, sigur că da, eu mă gândesc la mame, dar totuși e o meserie care se învață, mai ales de către tați. Pentru că acolo nu există instinctul și atunci, sigur că, dacă vrea și își continuă, trebuie să țină cont de rolul pe care îl are și de... fără acel, sigur, instinct pe care poate că nu-l avem. Și cât de prezent ați fost în viața lor? Le-ați predat și lecții de muzică? Da, sunt foarte talentați, au auzul foarte bun, au făcut pian, chitară. Elevii aici amândoi au absolvit canto, muzică ușoară, Ilinca, și chitară, bas, Andrei. Deci, cu, sigur, cu o posibilitate de a face carieră muzicală, dar sigur că au ales să facă, cum este astăzi, în domeniul informaticii, care, să spunem, că poate le-ar oferi o anume stabilitate. Mai multe avantaje financiare. Și financiare, pentru că știu ce înseamnă o carieră muzicală, cât sacrificiu presupune, câte ore de studiu, cum v-am spus, fiecare zi, 2 ore cel puțin de studiu. Așa că au apreciază orice fel de muzică și sigur că ulterior, dacă vor dori, se vor putea afirma ca și mari, mari pasionați ai oricărei fel de muzică, având o stabilitate financiară. Asta înseamnă că nu sunteți dezamăgit, că nu v-au călcat acum pe urme. Nu, pentru că știu ce înseamnă. Sunt dintre toți colegii mei, o parte au ales să-i îndrume pe copii în aceeași domeniu, în muzică, alții au ales, știind bine ce înseamnă, conștientizând perfect și apreciind efortul care e nevoie pentru a ajunge la vârf și în arta muzicală, ceea ce este destul de greu, de a păstra un nivel maxim la această frumoasă, cum spuneam, meserie a muzicii. Soția v-a susținut complet în profesia dumneavoastră. Da, sigur, și ea este absolventă de tot acestei frumoase și vechi școli de arte, tot la muzică, mai sigur, muzică ușoară, și toți suntem pe un gând. Bineînțeles, fiecare cu bucățica lui de gust în ce privește muzica de diferite feluri. Eu cu muzica, marea muzică clasică, fiecare cu jazzul, cu marea muzică clasică și marea muzică ușoară, pop și așa mai departe. Care a fost momentul de apogeu? Momentul cel mai frumos al carierei dumneavoastră și cum ați ajuns la Școala Populară de Arte? Ea a fost o
după ce am absolvit clasa de compoziție și alte, sigur, în această instituție care este acum Academia de Muzică, am fost repartizat, cum se numea, la școala generală din Alba Iulia, ca profesor de pian. După un an de zile am ajuns la școala de arte din Cluj, școala populară, după cum se vorbea, după cum se spune și astăzi, oficial, și am preluat ore de pian, ore de teoria muzicii, de istoria muzicii, acompaniament la muzică clasică, muzică ușoară, o întreagă experiență pe care am tot conștientizat-o, iată, după 36 de ani, pentru că, povestind cu alți colegi de-ai mei, ne-am atenționat să urmărim evoluția elevilor din 10 în 10 ani. Și? Se schimbă din 10 în 10 ani generațiile. Nu mai puțin, poate, sperăm să nu fie mai puțin. Din 10 ani adaptarea este cerută și necesară. Și într-adevăr, dacă aș pune iarăși, cum spun pe hârtie, ar trebui să urmeze o conștientizare a fiecare etapelor de 10 ani într-o, să spunem, continuă carieră pedagogică. Deci 36 de ani în școala de arte. Da, cred, fără întrerupere, dacă... spun așa. Fără întrerupere? Da, da, da. Doar sigur. Cu mers în concedii, probabil. Da, sigur, asta este marele concedii ale noastre, ale profesorilor, care sunt binevenite, dar și totuși profitabile, pentru că putem să ne ocupăm de alte și alte ale noastre pasiuni și interesante. Ce pasiuni mai aveți în afară de muzică? Ce să spun? Bineînțeles, ca pasiune, dacă ar fi să mă înscriu la cum ar veni să mă înscriu la această școală, pur și simplu venind din alt domeniu, poate că m-aș înscrie la țesut cu sut, este o foarte tradiție, de mare tradiție secție și chiar și cu zone externe. Ca idee, așa cum fiecare din noi avem o mică pasiune, avem o mică idee de a face ceva, poate din copilărie, care se menține și, iată, aceste școli, cum este cea de arte, populară de arte, înființată în 1955-56, este absolut potrivită pentru asemenea manifestări, pentru împlinirea asemenea dorințe de a face ceva deosebit, diferit de cariera la care ești angrenat și afirmat. Deci asta este o experiență de pedagogie, de adaptare, pentru că la început mulți absolvenți de academie vin cu anume manifestări prea înalte pentru acești de toate felurile. Deci aici se învață totul, da, de la zero? Totul de la zero. Sunt oameni care vin cu asemenea dorințe să învețe totul, să facă cum credeau că au putut să facă sau că vor, că au crezut că pot să facă într-o vreme, într-o anume perioadă a vieții. Sunt multe cazuri de început de la zero a asemenea, unor asemenea secții de toate genurile sunt astăzi prezente în această școală. Am avut mulți elevi care au început de la zero. Piano, orga electronică, și-au, după un 5 ani au reușit să cânte absolut onorabil o piesă de nivel mediu pentru instrumentul respectiv, bineînțeles să spunem piano. Oricine poate face muzică, poate cânta la un instrument, vi s-a întâmplat și să refuzați vreun elev? Da, bineînțeles, sunt oameni care, important este să combinați, să se combine acea pasiune cu totuși o consecvență a studiului. Deci, cum s-ar numi acest cuvânt care vine din engleză, hobby, ar presupune o anumită ambiție a împlinirii acestei pasiuni. Majoritatea reușește să facă asta. Poate că unii
consideră că e destul să ai o pasiune să nu poți, și să nu poți aplica, să nu aplici. Și atunci problema este cu, indiferent în ce situație, cu studiu. Ori acasă, ori la școală. Aici se dau note? Se dau note, avem cataloge, avem un sistem de organizare a procesului de învățământ foarte bine supervizat, cu note, cu prezențe, cu examene și manifestări. Cine dorește să arate ce a făcut într-un an de zile, de două ori este așteptat într-un an să se prezinte cu ce a făcut. Chiar există expoziții pentru cei de arte plastice și pentru instrumentiști, pentru toți de la muzică, câte o, două piese de două ori pe an sunt absolut necesare a arăta cum ți-ai împlinit pasiunea pe care ai visat-o atâta timp și ai văzut că se poate împlini la școala de arte. Și studiul pianului se face individual? Studiați individual, câte oră cu fiecare? O oră pe săptămână, ne se oferă și o oră de teoria muzicii pentru a înțelege ce fac și, bineînțeles, manifestări de câte ori dorim și doresc. Există în acest pliant al școlii de arte, dacă nu-l urmăresc, pot să uit câte manifestări și posibilități au de a se prezenta în orice situație pe scena frumoasei săli, numită încă șantier, pe care probabil că o veți prezenta și în anumite filmări pe care aș putea să vi le trimit, dacă doriți, ca să vedeți ce înseamnă această minune a renașterii acestei școli după atâți ani, anul 2008 a început această nouă etapă acestei școli în acest sediu frumos. Dumneavoastră, unde vă simțiți cel mai mult în largul dumneavoastră, în elementul dumneavoastră? Când predați, când dați un recital de pian? Mi-a plăcut totdeauna să învăț pe cineva. Este o, să spunem, un fel de mică vocație. Încă din anul 3 de studiu la conservator am îndrumat pe alții care vreau să dea la conservator, la compoziție, la pedagogie, mulți elevi. Sigur că am simțit această dorință de a împărtăși altora tot ce știu, dar cu mențiunea că încă și astăzi îmi pun întrebări despre cum aș putea să mă adaptez și cum să arăt mai bine ce știu celor care nu știu nimic și care vor să știe, dar totuși acelora cu aceste mici dorințe de a-și împlini ascunsele pasiuni. Ne puteți povesti o experiență, o întâmplare din cariera dumneavoastră de cadru didactic? Ce să spun? Sigur ceva că care vă vine acum în minte? Da, este așa, în general, de amintire în ultimii mulți, mulți, mulți ani. Am reușit cu unii elevi să-i îndrum și să reușească la conservator. De câte ori le spun cam cât ar trebui să pregătească pentru o admitere la un conservator și tot le rememorez, îmi rememorez și mie perioadele de pregătire. Am început cu 2 ani pentru pedagogie, pentru compoziție și am ajuns la un record de 6 zile. Sigur că au fost oameni cu pregătire, nu se poate imagina 6 zile să te pregătești, dar le recomand tuturor să poftească, dacă doresc să începem o mică pregătire, cam, hai să spunem, la condițiile de astăzi, cu promisiunea de a continua cu ambiția dorită, cam 2 luni. Deci 2 luni, cel puțin, să, dacă doresc să vină, să, sigur, să povestim despre muzică, să vedem în ce sens ar putea să reușească, dacă ar dori să urmeze bine cunoscuta instituție a Clujului, Conservatorul de Muzică George Dima. Acum sunteți Academie. În concediu, da? Ce da. Faceți într-o zi liberă de vară? Ei, am multe de făcut.
La anul aniversăm 100 de la nașterea tatălui meu, m-am apucat de a aduna, de mult m-am apucat, dar acum le cataloghez și le conștientizez, sigur, pentru o publicare a tuturor scrierilor lui care nu au fost publicate. Reușind încă o dată să-mi dau seama de nivelul la care a făcut școala de muzicologie. Datorită lui s-a înființat Catedra de Muzicologie la Conservatorul de Muzică în 1972 și sigur să pune pe hârtie tot ce a făcut. Știind ce a făcut, vom putea să fixăm și o anume școală de muzicologie care există la Cluj, dar care trebuie conștientizată permanent. Și apoi, sigur că mă ocup de 22 de ani de Fundația Toduță, adică sunt dintre generațiile aceia care păstrează istoria. Sunt generații care fac istoria și sunt generații care o păstrează. Și ce faceți concret? Lumea, concret, mă ocup și de creația lui Sigismund Toduță, marelui maestru Sigismund Toduță. Acolo există toate manuscrisele. Bucățică cu bucățică încerc să le conștientizez, să le editez, să se facă să se păstreze exact. Și după cum se va mai spune, este o casă memorială care adăpostește unic un caz în istoria noastră culturală, toate manuscrisele unui creator la un loc. Ce alte hobby-uri aveți? Sau tabieturi? Păi tabieturi, sigur că am sigur cum ar fi să fie aceste tabieturi, nu hobby-uri, pentru că ar trebui să le aplic. De exemplu, urmăresc tenis, cunoscând amănuntele, sigur că citesc cât de cât mult în timpul verii, pentru că nu se compară nimic o carte citită cu o urmărire a unei tablete, indiferent dacă nu pe acea metodă nouă de a citi de pe tabletă. Dar mai citiți și de pe tabletă? Nu prea, pentru că încă nu m-am obișnuit cu această senzație. Poate urmează să pățesc ca și Mircea Cătărescu, care trecând pe formatul de citit de pe tabletă a crescut dioptriile și a trecut pe ochelari. Eu am deja ochelari, deci probabil că în timp mă voi adapta, pentru că asta este esența oricărui profesor și muzicolog sau așa, compozitor, să se adapteze la orice format, la orice fel de a scrie și de a asculta muzică și de a preda. Dacă ar fi să puneți într-o balanță în viața dumneavoastră, au fost mai multe bucurii sau tristeți? Bineînțeles că privesc mai mult bucuriile și sigur că încerc să învăț și din momentele mai puțin frumoase, dar uite că omul ca și ființă așa în general optimistă totuși privește lucrurile frumoase, le ții minte și parcă nu le pot să reține pe cele mai puțin frumoase, dacă să nu zic urâte. Deci totuși pe noi ne țin amintirile frumoase de la toate vârstele. Așa e firea dumneavoastră, sunteți optimist? Da, sigur, adică nu par să fiu poate echilibrat, dar totuși optimist în măsura în care nu par caragios, pentru că asta este o bucurie a simțit totuși viața cu plăcere. Mai compuneți și muzică? Mai dedicați timp? Da, sigur că da. Și am multe vorba aceea, lucrări mai mult sau mai puțin ascunse, dar sigur că poate că într-o zi le voi pe rând poate să le tot arăt și să un pic să le prezint. Este ceva relativ a scrie și a prezenta, de a le auzi odată și apoi sigur că urmează a le păstra și a le auzi cineva, a le cunoaște. Asta este totuși idealul în arta muzicală. Și când compuneți, cui arătați prima dată? Cui cântați piesa? Păi, deocamdată să spunem că mă gândesc bine cum va fi să fie, pentru că este o iluzie
inspirația frumoasă, când îți vine o idee, te pus pe hârtie este esențial. Și atunci, sigur că, deocamdată, mie mă tot chestionez, mie îmi pun întrebări permanente să văd dacă merită să o arăt cuiva și atunci, bineînțeles, familiei, care, sigur că, da, asta ar fi să fie o idee de manifestare artistică. Vă mulțumim încă o dată pentru prezență și vă mai așteptăm cu drag și cu o altă ocazie. Mulțumesc și eu pentru invitație. Am văzut o plăcere pentru a-mi rememora câteva din momentele vieții. Deocamdată la mijlocul vieții, să spunem noi. Succes pe mai departe! Mulțumesc! Doamnelor și domnilor, mulțumim pentru atenție. Rămâneți cu NCN! Iubim apa.